Victoria oarecum norocoasă pentru CFR Cluj se impune grație aceluiași Postolachi care, iată, în două etape reușește să aducă destul de multe puncte. 4 puncte cel de la CFR Cluj, vin golurile cu Șepși, după care vine reușita de astăzi de 3 puncte. După, încă o dată, spun, o centrare norocoasă, însă cred că mai puțin contează. Dan Petrescu va spune că au fost alte meciuri în care CFR a avut ghinion. Astăzi nu se pune problema. Cred că la singura ocazie a CFR-ului reușește să și puncteze și urcă pe poziția a doua. Avem un clasament în momentul de față, mândria Clujului, pur și simplu. U Cluj pe prima poziție, CFR pe poziția a doua. O să discutăm despre meci, o să discutăm și despre ce se întâmplă la Craiova, acolo unde, mă rog, situația este de un incert aproape neverosimil. Însă sunt multe subiecte de comentat, inclusiv acel scandal din debut de meci de aici și prestația în general a lui Chivulete. Îl salut pe directorul de comunicare al Ligii Profesioniste, Marius Mitran. Mulțumesc pentru prezență, alături de Marius Paciu, care a rămas alături de noi. Și odată la nu știu cât timp, așa, parcă atunci când e nevoie, se activează norocul lui Petrescu. Un noroc pe care trebuie să-l aibă orice antrenor. Aș spune cam întotdeauna când e nevoie. Deja a devenit o regulă în toți acești ani. Dan Petrescu, sigur, e salvat și de calitatea lui extraordinară de antrenor, dar ca pentru fiecare antrenor mare e nevoie de acest dram de noroc. Iar dacă ai pomenit de clasament, mă gândeam acum că începe și Superliga să semene. Mie mi-a plăcut tare mult în copilărie, în adolescență, Ilie Floroiu. Nu mai spun foarte multe întâmplările de atunci celor de azi. A fost cel mai mare fondist al nostru, singurul care se bătea cu toată panoplia aia de etiopieni și kenieni. Și olimpiade, cupe mondiale, specificul era așa al acestor curse și cred că este și astăzi al celor de fond. Se pleacă puternic, la 3000 de metri conduce un grup, la 5000, mă, ultimii 2000 de metri vine aia care trebuie să vină și te miri de ce. Și uite unde e CFR-ul, unde, cum se decantează niște lucruri. Ușor, ușor trebuie să decanteze. Și rămân în față cei care sunt în față. Da, Marius. Da, am văzut o repriză care... Am văzut o primă repriză... Mă uit la voi când trebuie să răspundeți. Am văzut o primă repriză, parcă chiar îmi pare rău de Buzău. A avut niște ocazii frumoase, chiar ok, bune pentru o echipă ca și Buzău contra unei echipe valoroase, cum e CFR-ul. Dar nu au avut șanse, din păcate. Parcă am cer scuze, înțeleg că Ciprian Deac vrea să transmit un mesaj, insistă să aibă o luare de poziție, probabil legată de banderola. Haideți să ne întoarcem la analiza ta. Te rog. Înainte să vorbim despre acest meci, vreau să-mi cer scuze față de toți suporterii CFR-ului, de familia CFR, de copiii care poate pentru unii sunt un exemplu. Mi-e rușine de gestul care l-am făcut. Vorbești de reacția ta când cu banderola, nu? De reacția mea de la meciul din cupă. Nu am realizat, n-am vrut să iasă așa urât. Într-adevăr, când am ajuns la hotel și am revăzut imaginile, mi-am dat seama că nu îmi fac cinste. Îmi venea să intru în pământ de rușine. Sincer, am așteptat acest moment de 3 zile. Practic, nu știu dacă am reușit să dorm 2 ore legate. Nu îmi face cinste aceste gesturi. Iubesc acest club. Tot timpul mi-am dat și ultima picătură de energie. Nu țin minte, nu meci, un antrenament în care să mă duc acasă și să spun că puteam să fac mai mult. Am jucat tot timpul și voi juca cu sufletul față de această echipă. Față de clujeni, îmi cer scuze pentru că în orașul Cluj mă simt iubit. Clujenii mi-au arătat în nenumărate rânduri dragostea necondiționată și mi-e rușine de gestul care l-am făcut. Repet, îmi cer scuze față de toată lumea, față de copii, pentru că ar trebui să fiu un exemplu, mai ales la vârsta mea. Mi-a fost foarte greu aceste 3 zile. Nu... Chiar vorbesc din suflet și chiar regret enorm de gestul care l-am făcut și față de familia mea care a suferit alături de mine. Și în încheiere vreau să
îi urez și eu fetiței mele la mulți ani. La mulți ani. Face 10 ani și o iubesc foarte mult. Îți mulțumesc foarte mult pentru sinceritate și pentru discursul ăsta pe care l-auzim mai rar, așa ar trebui chiar mai des un astfel de discurs. Cum a fost meciul? O primă repriză grea pentru voi, ba chiar ați avut destule emoții, a doua repriză parcă un pic altfel, nu? Da, a fost o încărcătură foarte mare pentru că veneam după niște rezultate în care nu era ce ne-am dorit. După cum știți și dumneavoastră, la CFR nu se acceptă locul 2, locul 3 sau aici mereu s-a țintit prima poziție. Acolo visăm, acolo vrem să ajungem. Dar în această seară îi felicit pe băieți pentru că chiar au demonstrat că suntem o familie, am fost uniți. Ne-a fost foarte greu aceste zile, mai ales că am rămas la București, nu am plecat acasă, am vorbit foarte mult între noi. Știam cât de important este acest meci, pentru că, după cum vedeți și dumneavoastră, o victorie te duce acolo în față, o înfrângere te scoate din primele șase și era foarte important. Acest meci e important și să legăm victorii, pentru că asta ne-a lipsit. Eu cred că dacă vom lega 2-3 victorii, alta va fi fața acestei echipe. Am văzut o descătușare în vestiar, știi, lumea de aici spunea, domnule, se bucură, parcă au câștigat campionatul, știi, da. Încearcă să ne explici tu de ce v-ați bucurat atât de mult. Mă bănuiesc că a fost o descătușare, că simțeați cumva că nu vă iese nimic și de aceea nu neapărat că ați bătut pe Buzău, ci că ați obținut o victorie, nu? Tocmai ce spuneam, pentru că veneam după niște rezultate care nu erau cele dorite, s-a simțit o presiune în jurul echipei. Știam că dacă vom reuși în seara asta să strângem rândurile, să luptăm pentru fiecare minge, vom obține o victorie muncită și așa a și fost pe un teren greu. O echipă Buzău care, pe cum ați văzut și dumneavoastră, este foarte greu să o învingi pe teren propriu, mai ales cu noul antrenor. Mulțumesc! Seara bună! Ce de discursul lui Deac? Noi am comentat aici în studio situația banderolei și chiar același lucru o spun și acum, nu-i făcea cinste, nu-i face cinste unui jucător să arunce banderola, chiar dacă au comentat-o în altfel și el și pe un. Eu mă bucur că a avut ieșirea asta, parcă chiar a exagerat și chiar simțeam că e din suflet și da, eu chiar îl cred pe Deac. Eu spuneam că la un moment dat parcă își punea prea multă sare pe răni. Deci mi-era mie milă la un moment dat. Frumos, publicul 100% îl înțelege, pentru că e o legendă pentru club, are atâtea meciuri jucate și se poate întâmpla. Mă bucur că a avut inițiativa asta și chiar și de ziua fiicei lui, care îi spune și noi la mulți ani, nu? Ce frumos! De meci, că continui puțin de prima repriză care mi s-a părut Buzău chiar ok și un spirit bun de joc, o atmosferă frumoasă și în tribune, dar mi s-a părut un arbitraj care a stopat foarte mult. Serios, a stopat oarecum jucătorii să se poată exprima. Un arbitru valoros nici nu trebuie să observe în joc. Un arbitru mare trebuie să iasă din peisaj, trebuie să lase jucătorii să joace mai mult. Mi s-a părut un joc atât de bun, mai ales prima repriză. Secunda 30, cred că primul galben. Adică, da. Adică prea ușor, multe faze le-a judecat oarecum să a oprit. Bun, eu nu zic că n-a fi fost, dar sunt lucruri care trebuie să le lași în spiritul jocului, să te duci după joc, pentru că chiar Buzău s-a ridicat la un nivel foarte bun, mai ales prima repriză. După gol, într-adevăr, au avut ocazia foarte mare. Au avut ocazia foarte mare prin, eu aș spune, poziția foarte proastă a fundașilor, la Ilie cel puțin, pentru că acolo n-are voie să te prindă așa. Dar până la urmă a avut șansă. Un carambol a respins oarecum în portarul lui și șutul repetat imediat al lui Budescu a fost ocazie foarte mare. Că dacă reușesc să marcheze acolo, da, se poate întâmpla. Și pe fondul ăsta de neîncredere al CFR-ului. Exact. CFR Cluj vine după o serie cu o singură victorie, venea după o serie cu o singură victorie, exact, în 7 meciuri. 7 meciuri. Da? Adică aveam 3 echipe în momentul de față, Dorinel Munteanu, Oțelul, Craiova lui Gâlcă și CFR-ul, care avea impresia că tot dau un gol și nu le rezultă deloc, indiferent cum ar juca, bine, rău. A doua repriză, mie mi s-a părut un plus pentru CFR, s-a văzut exact un plus la experiența lor, Djokovic, Taxidis, care chiar dacă au fost destul de statici, mi se par jucători de așezat, să zic așa,
nu au viteză, mi se păreau că n-au realizări, nu pot să ajungă la poartă, dar o nesincronizare acolo. Foarte bine a urmărit. Acolo se vede foarte bine ce discutam și noi înainte de meci, când a marcat Postolachi. A urmărit fantastic, a avut flair, a avut simț, miros, ce n-au avut fundașii. Adică fundașii s-au dus după, înainte să fie devierea, el în schimb parcă pleacă dintre ei. Acolo trebuie să ai și tu același lucru, aceeași reacție, ar fi trebuit să aibă și unul cel puțin din fundașii centrali. Da. Și da, după marcarea golului s-a văzut cu adevărat, a savărut experiența lor, experiența lui Dan Petrescu, care a venit imediat cu schimbările care au și hai așezat și, jocul. Și hai să-l și ascultăm acum. Istoria jocului. La victorie e foarte importantă, cu toate problemele care au fost. Victorie care ne aduce pe locul 2. Deci nu suntem chiar așa rău cum vor să facă alții. Ținând cont de problemele care le avem la club și cu accidentări și cu plecările care au fost. Eu zic că dacă se termină turul și terminăm pe locul 2, nu e așa de rău. E clar că vrem pe primul loc, dar să nu uităm ce au cheltuit alte echipe, câți bani au cheltuit. Eu zic că o victorie importantă, Buzău a jucat foarte bine azi, mai ales în prima repriză. A avut momente când ne-a dominat și am avut noroc. Prin prima oară care pot să spun că ceva noroc am avut. Repriza a doua n-au avut așa nicio ocazie, nu țin minte, dar au fost pe final peste noi. Dar puțin noroc lipsea, portarul a făcut ce trebuie, a scos mingi care până acum portarul n-a scos. Deci e clar că era o victorie de spirit, ați văzut și atmosfera după meci, toți erau foarte fericiți. Pare rău că am mai pierdut un jucător pe Camara, iar de-abia revenise. Deci asta voiam să vă întreb la schimbat, chiar s-a accidental, nu? Am vrut să scot înainte, când am luat galben, pentru că n-ai voie să iei galben. Nu avem voie, înainte de meci am zis, n-avem voie să luăm galben. Și el, mai ales el, care ia galben. Așa nu poți să joci fotbal, să iei galben mereu. N-ai cum. Și să iei roșu mereu. Dacă nu lua roșu în două meciuri, acum eram pe primul loc, 100%. Dar lua roșu în meciurile care am pierdut. Deci e o problemă asta. Și încolo, din păcate, n-a jucat de mult, nu și-a revenit. Avem probleme la să găsim soluții pe extreme. Apropo de ce a spus și mai devreme, cum vor alții, și aș vrea să continui de aici. A existat vreodată, vreo secundă, vreo discuție între dumneavoastră și patron, dacă cumva după seria asta să cumva să vă despărțiți, pentru că au tot apărut, că pleacă Dan Petrescu, că... Eu n-am vorbit deloc cu patron. Pe cuvânt. Eu cred că de... Deci doar speculații nefondate? N-am vorbit cu patronul de 2 săptămâni. Și nici n-am citit ziarele. Așa că nu știu ce speculații au fost, dar cu patronul m-am vorbit acum 2 săptămâni, dar nu mai știu de ce. A fost tot. Mi se pare că nu s-a întâmplat cu Munteanu ce s-a întâmplat. Deci atât de rar vorbiți cu el? Da. Am spus de Munteanu că l-am scos, că era accidentat. Și da, că nimeni nu știa de ce l-am scos. Și astăzi vreau să-l scop pe Camara tot așa, pentru disciplină, că n-ai voie să faci ce ai făcut. Și din cauza asta s-a și lovit. Dacă n-ai disciplină, te mai și lovești. Asta e singurul moment negativ în ziua de azi. O victorie importantă, mai ales că la Buzău aici nu cred că vor câștiga foarte multe echipe. La ce am văzut azi cum au jucat, au jucat foarte bine. Postolachi, 3 goluri în 2 etape. Aveți și un backup foarte solid la Luis Munteanu, ba chiar astăzi l-a jucat titular, a fost inspirat. Aia a început meciul pentru că marcase 2 goluri și Munteanu a făcut doar 2 antrenamente după accidentare. Și mă gândeam că maxim 30 minute să-l bag. Și a intrat 30 minute, până la urmă a dat și pasa de gol. Bravo lui Luis, a făcut și el un meci foarte bun. Mulțumesc! Mersi. Da, Dan Petrescu, vorbind despre mai multe lucruri și o să vreau să vedem și noi după aia toată secvența aia din minutul 11 cu faultul lui Camara, cu îl pune să se dezbrace pe Corenița, după aia îl pune să se îmbrace la loc. Dar dincolo de asta, voiam și pe tine să te întreb, Marius, despre reacția lui Deac, despre scuzele astea ale lui. Ce crezi că crezi că s-a purtat o discuție internă? Sunt convins. De asta l-a determinat sau faptul că se întoarce la hotel și discuția vede... l-a făcut să realizeze fapta. Eu cred că asta s-a întâmplat. Cred în sinceritatea întregului discurs, cred în ceea ce a spus abia la hotel, revăzând imaginile, mi-am dat seama. Eu sunt convins că el nu și-a dat seama pe teren, a fost un gest urât pe care l-a comis. Chiar un gest care nu ai voie să-l faci, mai ales el la vârsta și la experiența lui. Dar cred că a fost o discuție în care i s-a pus oglinda în față. Cred că așa a văzut. Cred că nu întâmplător la hotel a văzut. E cineva i-a pus imaginile. Asta mă gândesc pentru că din exterior vezi
seria de episoade din ultima vreme. Îl vezi pe Luis Munteanu, supărat, etc., Petrescu încercând să-l calmeze, bun, după care îl vezi pe Deac aruncând badul ăla. Și te gândești că există o problemă între care altă dată nu exista, de management din partea lui Petrescu, de autoritate în vestiar, etc. După care, la câteva zile după evenimentul cu Luis Munteanu, vezi pe Luis Munteanu venind în conferință de presă, domne, îmi pare rău, s-a întâmplat, s-a nu știu ce, că nu trebuia să se întâmple, îl vezi pe Deac acum că apare și mă întreb dacă sunt gestionate intern de către club, dacă Dan Petrescu nu mai procedează ca pe vremea lui Nistor, când îl aducea și o făcea ostentativ, da? Și da, după aia și dădea afară, dacă lucrurile se petrec mai cu mănuși în momentul de față, sau sunt niște jucători care pur și simplu realizează că au greșit și vin ei, adică unde să fie, cum e managementul momentelor? Eu cred că Dan Petrescu a pierdut dintr-un anumit, eu știu, poate chiar din oboseală, din vârstă, a pierdut un pic de aplomb din ceea ce era, sigur că rămân calitățile lui de antrenor și ce face el acolo face bine, dar a pierdut din pumnul ăla de fier din... Și atunci clubul, cred că a intervenit sau a intervenit și va tot interveni pentru a suplini. Până acum a fost o echipă de autor, cum se spunea, CFR Cluj în anii ăștia toți cu Dan Petrescu. El era tot, dar se știa. Era o anecdotică știută de toată lumea. El face totul. Da. Nu știa, el face totul. Nu răspunde în fața nimănui. El vine, la sfârșit aduce titlul de campioană, cupele europene, la revedere. Nu mai poate să facă totul, de aceea cred că și episoadele lui Munteanu, Deac, și cred că n-au fost singurele, mă gândesc că au fost și altele, și atunci clubul a intervenit. Clubul i-a pus oglinda în față lui Ciprian Deac, nu știu, zic clubul, dar de ce să nu mă gândesc la Cristi Balaș, de pildă? Da. Da? Care să zică, ia vino Cipriane cu acest, să vezi ce ai făcut și el, uite-te ce ai făcut. Și atunci a venit reacția asta, pentru că a fost chiar sincer să vede. E meci, e adrenalină, Mariu știe mai bine. Nu-ți dai, ai aruncat cu ea, te-ai enervat. Dar după aia îți dai seama că tocmai tu n-aveai voie să faci așa ceva. Și de-aia CFR a reușit să recalafondiști, să recupereze acest teren și va fi din nou periculoasă pentru toate adversarele, pentru că în momentul ăsta Dan Petrescu nu mai e singur, după părerea mea. Asta mi se pare foarte important, pentru că avem exact crizele de care pomeneam ceva mai devreme, da? La trei cluburi. La... două dintre ele a fost situația care a fost, da, care dreptate și Petrescu lui s-au vândut foarte mulți jucători, nu s-a mai investit, da. Îl ai pe Dorinel Munteanu, care se cam luptă singur și a fost autor până acum, exact ce ziceai tu, până în momentul de față, și l-avem pe Gâlcă. Dintre toate, Petrescu pare că a fost ajutat, ce spui tu, de club în momentul de față. La Oțelul nu prea are cine să-l ajute pe Dorinel Munteanu, iar la Craiova pare că clubul nu-l mai ajută pe Gâlca. Îl ascultăm pe Camora și o să venim la cele trei cazuri. Așa, ca o descătușare, nu? După o perioadă foarte complicată pentru voi, nu? Da, bună seara. Veniam de o perioadă, cum ai spus, complicată. Știm cu toți ce importantă e această victorie. Poate crede că n-am gătit, dar nu. A fost o victorie importantă pentru noi, sperăm să revenim cu toți și cum să ne pregătim pentru următorul meci, că va fi foarte greu, și să dăm continuitate la această victorie. Cum a fost meciul? În prima repriză chiar și Dan Petrescu a spus că ați avut emoții, noroc și un portar bun. În a doua, echipa a intrat, eu zic, nervoasă despre rezultatele trecut. Asta am simțit eu de pe teren. După aia noi am așezat meci, ultimul 15 minute n-am jucat bine. Am jucat bine ultimele 15 minute. Repriză două, cred că noi am controlat. Nu au avut, nu țin minte așa, ocazie de gol a lor de repriză două. Noi am avut o șansă de gol. A fost aceeași echipă pragmatică și ne bucurăm pentru acest viitor. Vreau să te întreb și pe tine. Ai trimis un tricou simbolic. O să-l pui probabil undeva în ramă. 400 de meciuri. În Liga 1 e jucătorul activ cu cele mai multe sezoane petrecute la o echipă consecutivă, adică la... Da, nu numai că mă bucur pentru asta, în primul rând că asta înseamnă că sunt sănătos. După, cum știți, la ultimul sezon a fost o sezon greu pentru mine, prima dată pe care am avut accidentare, dar acest sezon n-am avut absolut nimic deloc și asta mă bucur foarte mult, sper să continui așa și să pot să continui să ajut echipa la obiective.
Ultima întrebare și aici îl vizează cumva și pe Ciprideac, pentru că a venit și el și a povestit mai multe ce s-a întâmplat și atunci în meciul cu FC Argeș. Ce le transmiți celor care, sunt convins că ai auzit sau ai citit comentarii, Mario Camora sau Ciprian Deac nu mai pot, că nu mai au prospețime, nu mai au, ce le transmiți? Nu trebuie să transmit la ei nimic. Sau te ambiționează și mai mult. Eu știu ce pot, eu știu, am spus tot timpul că va fi primul, că nu mai pot. Zis, nu vreau să mă fac de rușine, dar simt că încă mai pot și cu siguranță sper să fie aici, dar mai voi juca un sezon. Mulțumesc! Mersi! Bravo! Da, 400 de meciuri Camora. Și un discurs corect. Un discurs corect, zice că mai pot să joc un sezon. Oare ce să însemne? Mai pot să joc un sezon? Înseamnă mai... Încă un sezon în afară de ăsta, eu așa da, înțeleg. Da, aia da! Da, mai, adică să înțelegem că următorul sezon o să fie ultimul din cariera lui? Da, eu așa înțeleg. Mai pot să joc un sezon. Mi-e greu să cred că din 2026 începe al... CFR. Da, tu ce înțelegi? Nu, și eu zic același da? Lucru. Adică da. Și-a anunțat ultimul sezon? Oarecum da. Da. Dar nu știu cât mai are. Cred că mai are un an de contract până acum sau are... Încă unul. Poate a fost un semnal pentru conducere. Că asta nu știu. Da, cine știe, cine no? simte. Uite, Marius, cum simte. Costică Budescu. Nu am avut nici noroc, ca să zicem așa, și ei ne-au scris într-o fază, să zic așa, care nu a anunțat nimic, o deviere și față de noi ei au avut noroc. Dar ce s-a întâmplat în a doua repriză? Pentru că e clar că a fost o diferență, sau au intrat ei altfel în joc, sau n-ați mai putut voi să țineți ritmul? Nu știu ce s-a întâmplat, noi am încercat să jucăm la fel, să câștigăm meciul, păcate a venit acel gol și am mai alergat după egalare și nu am obținut-o. Și cam asta a fost. Sunteți pe ultimul loc, deși pe anumite, sau mă rog, puteți ajunge pe ultimul loc dacă câștigă puncte celelalte două de sub voi. Oricum, într-o situație, n-aș spune complicată, dar nici fericită, care e soluția să ieșiți de acolo? Că așa momente de joc am văzut că aveți. Mai bune decât locul. Asta tot încercăm. Și la Arad am jucat foarte bine, am ratat, din păcate, foarte multe ocazii și n-am venit cu nimic de acolo. Dar și bătuți și am avut și două penaltii, nu s-au dat. Din păcate nu suntem chiar respectați, așa ca să zic. Majoritatea deciziilor sunt împotriva noastră, dar nu avem ce să facem. Suntem echipa mai mică și probabil așa judecă. Și în această seară am avut câteva decizii la limită, câteva faulturi pe 16 metri, mingi lovite cu mâna și așa mai departe. Nu înțeleg, poate n-au văzut, dar noi cu toate astea sperăm să ieșim de acolo și să ne salvăm de la retrogradare, pentru că suntem o echipă bună, zic eu, am început să jucăm. Aici la club se fac eforturi, cred că suntem între puține echipe care suntem cu salariile la zi, oamenii sunt alături de noi și împreună zic eu că o să o scoatem la capăt. Spune-mi și mie, te rog frumos, o curiozitate de-a mea în primul rând. Pe ce post ai jucat tu astăzi? Că pe foaie erai atacant, dar te-am văzut în spatele liniei mediene, de dai pase, de la mijloc în sus. Ce vrei tu, nu? Sau ce... Nu chiar, dar mai mult pe faza de atac, așa că tot nu-mi place faza defensivă, cum zic oamenii pe la televizor, așa că încerc să recuperez pe cea ofensivă. Și aș vrea să te mai întreb ceva, cum te simți aici la Buzău, pentru că e a doua oară când vin aici și comentez de la fața locului și am văzut că la fiecare atingere de mingere, ovații ca pe vremuri. Mă simt foarte bine, am spus asta. Am văzut copiii umblă după tine să facă poze tot timpul. Am spus asta, mă simt foarte bine și mă bucură lucrul ăsta. Îi așteptăm în continuare pe oameni la stadion. Sperăm să le obținem, să obținem și victoriile în următoarele meciuri și să-i bucurăm cu rezultate, practic, pentru asta vin la stadion. Mulțumesc! Seară bună! Da, numai veterani, e o colecție așa, da? Deac, Camora, cum Budescu, toată, cum să spun, a fost un soi de sinteză ultimilor 15 ani din fotbalul românesc, așa, cred la microfon. Cred că vine și Djokovic. Bun. Măcar Neagoie trebuie să vină. Rămăsesem pe mai multe fronturi, așa, cu discuția. Frontul Camora mi se pare totuși important de punctat. Pentru că nu au fost, realitatea este că nu au fost foarte mulți străini serioși prin fotbalul nostru care realmente să-și fi pus, să fi rămas în istoria fotbalului nostru cu ceva. Camora nu doar că
a rămas, da? A devenit și unul de al nostru, a mai pus și umărul la calificarea României la meciurile alea din Liga Națională, că nu cred că a jucat. A jucat și în preliminarii? Nu. Nu cred că a jucat în preliminarii. Nu. Dar în Liga Națională sigur, jucat, da. Sigur a jucat. Deci, cred că trebuie un laudațiu făcut pentru omul ăsta și pentru exemplu pe care el îl dă altor străini care vin în România. Cam cum trebuie să arăți și cam cât de serios trebuie să fii, Marius? Tot timpul am spus, un străin, dacă vine în România, trebuie să vină cu un plus pentru că blochează un român. Eu prima dată când am ajuns în Franța, m-am pus la masă cu Claude Puel, mi-a spus direct, trebuie să fii cel puțin 1% mai bun ca și francezul, că dacă nu o să-l prefer pe el. Prima mea discuție care am avut-o cu el după ce am semnat. Deci cam asta văd eu. Nu pot să uit retrogradarea Piteștiului, niciodată, pentru că acolo e un bazin de atâta fotbal și atâția copii talentați, cum știm, de atâția mari de ani, de la Marele Dobrin. Și să retrogradez cu o echipă, doar majoritatea de străini, care au, se pare retrogradarea, au fost din cauza certurilor care s-au întâmplat între ei. Și au rămas jucători, copii care, bun, retrogradez, dar retrogradez cu ai nou, știi, și asta e. Nu? Deci când vine un străin, trebuie să vină cu valoare. Și Camora, cred că este un exemplu frumos, alături de Eric, de exemplu, de Oliveira, care iară, eu mi-l aduc aminte din primul an când a venit la Mediaș, eu eram spre apusul carierei mele și a venit Eric. Se vedea un jucător talentat, nu știam încă că va ajunge unde va ajunge și la nivelul care a fost, dar și el, același lucru, pare mi se că are cele mai multe goluri marcate dintre golgheterul absolut. Al străinilor. Da. Deci jucători ca ei merită să aprecie, merită să luăm exemple. Da. Cluburile și să aducă jucători care vin să fie un plus pentru echipă, nu a bloca un jucător român. Și ce, mi se mai pare impresionant în cazul lui este că el a venit într-o perioadă în care CFR-ul avea bani. CFR-ul nu se scălda în aceiași bani ca, chiar ca în prima perioadă, atunci cu Fabiani, cu Pereira și așa mai departe, dar el a venit valul 2. Și el a rămas. Dar el nu a mai că restul sau, da, au mai venit portughezi pe care îi știm, da, unii s-au retras, vezi, Cadu, că și Cadu a fost un exemplu de ăsta. Dar el a rămas și el a fost, cum să spun, un tip statornic. S-a identificat, cazuri puține și în fotbalul mondial, ca un străin să devină el într-un fel lângă Deac sau poate mai mult decât Deac, e emblema acestui club din toți aceștia. De meciuri. Da? Deci el este depus acolo pe escudo, cum spun spanioli. Și e foarte greu să se întâmple așa ceva. E minunat cum vorbește limba română. Și avem atâtea exemple de oameni care au tot atâția ani prin fotbalul românesc, ca să nu mai spun de elementele pur românești care... Da. Are chiar un ușor accent ardelenesc, care este absolut. Da, zice cafea. Eugen Neagoe. Criza în care echipa dumneavoastră a fost mai bună, toată lumea a recunoscut asta. Cumva timorați în a doua repriză și cu puțin ghinion. Asta să fi fost concluzia așa a dumneavoastră? Păi da, asta a fost realitatea. Da, o prima repriză foarte bună, ocazie foarte mare, nu știu cum a reușit să respingă. În loc să intrăm la pauză cu 1-0, am intrat la egalitate, 0-0. CFR-ul nu a avut nicio situație, absolut nimic. Dar, din păcate, repriza a doua n-a mai făcut același joc pe care l-am făcut din prima repriză. Au fost și multe fragmentări. Și a venit și acel moment, acea fază. Este al doilea meci la rând când ne batem practic singuri. Efectiv, pierdem etapa trecută un autogol și acum o pasă adversarului să ne înscrie gol. Da. Sper să avem mai multă șansă la următorul joc, mai mult noroc. Dar eu sunt mulțumit de efortul pe care l-au făcut băieții, de jocul pe care l-au făcut în compania unei echipe bune. Adică am întâlnit un adversar puternic. Chiar dacă nu au făcut un joc bun, am întâlnit un adversar bun. V-a supărat puțin și arbitrajul, pentru că și cei de la CFR erau puțin supărați. Pe dumneavoastră v-am văzut în timpul meciului așa. Nu neapărat că au fost faze decisive, mai dar contează. Mi se pare că a fost foarte fragmentat jocul. Nu? Păi am spus, a fost fragmentat, dar nici nu mai contează ce s-a întâmplat sau care este părerea mea. A fost greșeala noastră, nu trebuia să facem acea greșeală, nu trebuia
trebuia să fim mai atenți să respingem acea minge, pentru că practic eram la noi. Nu era, n-a venit o fază, nu știu, extraordinară, lucrată de către CFR să ne pună în dificultate. Asta sunt două jocuri în care noi singuri ne-am marcat goluri. L-ați avut pe Budescu astăzi playmaker și prin spatele liniei mediene, l-a spus pe foaia atacant, dar era, dădea pase diagonale din spate de acolo. Ați avut discuții separate așa multe cu el, că mi s-a părut așa, adică un rol nu neapărat schimbat, ci îmbunătățit, aș spune, pentru el. Păi nu, discut individual cu toți jucătorii. Fiecare zi încerc să vorbesc cu 2-3 în funcție de timpul pe care îl avem, dar sigur, am foarte multe discuții cu ei. Da, nu, și el, dar și ceilalți au făcut un joc bun. Azi, cu acea, mă rog, acea greșeală pe care am făcut-o. În rest, nu știu CFR-ul dacă mai a avut ocazii de a marca. Chiar nu mi-aduc aminte. E posibil să mai fi avut vreo ocazie, dar eu nu mi-aduc aminte să fi avut vreo ocazie să fi scos Lazar ceva formidabil. În momentul când joci contra CFR-ului, sigur, orice greșeală te poate costa. Noi am făcut una și ne-a costat. Ultima întrebare, final de tur, antepenultimul loc momentan, mult puțin, sunt convins că vă doreați mai sus. Păi, ce ar mai trebui să ieșiți de acolo? Nu doar că îmi doream mai mult, cred că și meritam mai mult după jocurile pe care le-am făcut și doar dacă mă refer la ultimele două jocuri, cel de la Arad și astăzi, cred că trebuia să avem mai multe puncte în acest. Nu cred, sunt convins că trebuia să avem mai multe puncte. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Scurt moment comercial, revenim și promiteam discuția despre situația antrenorilor cu probleme, mai ales la Craiova, ce se întâmplă în momentul de față. Rămâneți cu noi. Revenim. Ne-am întors, dragi prieteni. Vorbeam de antrenor, dar vorbim și de câteva faze. Apropo de managementul lui Petrescu în momentul de față, pentru că avem faza din minutul 11-12, da? Pe acolo, cu cartonașul galben, se înfirip un pic o luptă pe acolo, da? Nu ajung să se ia la bătaie Camara cu cine acolo? Budescu. Așa, cu Budescu. Exact, Budescu, da, cu Budescu. Încearcă să scoată mai mult aici și chiar face un pic de și de se întâmplă următorul lucru. L-auzim pe Dan Petrescu la mă rog, la declarația de după. Nu se poate că mi-a luat deja roșii, etc. Îl dezbracă pe Corenița. El se ceartă cu cineva pe bancă, îl dezbracă pe Corenița. Îl amenință pe Camara că îl scoate, după care îl puneți pe Corenița să se îmbrace. Întâmplător, Corenița ajunge pe teren că se accidentează Camara. Dar cum ți se pare managementul momentului? Cum ți se pare gestionarea, Marius? Bun, aici a fost instinctul lui de moment și clar că la nervi a făcut lucrul ăsta sau chiar pur și simplu a vrut să-l amenințe sperând că poate se potolește pentru că au avut probleme cu el în trecut. Dar asta clar că a fost pe moment și nu cred că îl scotea pentru că e un jucător foarte bun. Crezi că nu-l scotea? E un om care într-un tur de campionat, de sezon de ăsta regulat, a luat două roșii. Deja. A și spus-o Petrescu. I-am zis clar să nu ia cartonaș galben. Adică tu îi spui unui jucător să nu ia cartonaș galben și ăla ia în minutul 11-12 cartonaș galben? Adică pe ce? Da. Pe ce? Se poate să-l fi scos, dar cred că în prima fază ar fi vrut să-l amenințe, urmând, bineînțeles. Iar ta pisica, zici tu. Cam așa cum e o situație. Marea a venit, bineînțeles, accidentarea și n-am mai avut ce ascunde să facă, multe, nu? Apropo de ascuns, Marius, și de declarația lui Dan Petrescu, e foarte interesant că el spune, n-am vorbit cu patronul de două săptămâni, dar cam atunci când a fost episodul cu Luis Munteanu, și atenție, zice așa, și am spus că l-am înlocuit pentru că era accidentat. Și azi, cu Corenița, zice, exact la fel a fost, pe stare de nervi, pe indisciplină, pe aia am vrut să-l scot. Adică... Păi ce a fost exact la fel? Înseamnă că și atunci a fost exact la fel. Păi da, logic, da? Îți dai seama. Oh. Tensiunea așa și întâmplător s-a adăugat și eu am adăugat eu o contractură în toată... Exact, ca toată... să fie... Pe... Da, aia okay. A fost. Da, asta ți arată un Petrescu care nu mai e
ca pe stăpân. Vremuri, atât de stăpân. Numai atât de stăpân. Mă, dezbracă-te, o să te bag, nu te bag, ia stai, îmbracă-te la loc. Știi ce mai arată? Încă un amănunt. De multe ori s-a întâmplat în perioada cea mai bună a lui, cu titlurile multe la CFR, să câștige de maniera asta. Adică 1-0 cu un pic de noroc, sau cu mai mult noroc. Întotdeauna, dar întotdeauna ieșea supărat și îngândurat, sau venea... Făcea scandal după meciuri. Că nu-i plăcea. Nu se poate așa ceva, am avut, am fărit, nu se poate. Puteau să ne... Ții minte de acela. Puteau să ne bată, trebuiau să ne bată chiar, ziceam. E, am văzut, era extraordinar de încântat. Păi hai să vezi ce a fost în vestiare. La sfârșitul meciului, după acest 1-0. Hai să vezi ce a fost în vestiare. Uite, uitați-vă ce a fost în vestiarele CFR-ului. Asta vine, vine completarea perfectă. Haideți să dăm drumul la imagine. Ok, evenimentul sau sărbătoarea pare de pe tort, pare da. Pentru Camora, dar de fapt tu vezi acolo o bucurie, numai la capătul unei partide în care ai bătut Buzău. Da, pentru că la capătul a 4 luni de fotbal chinuit, iulie, august, septembrie, octombrie, chinuit. Da. O victorie în deplasare care se știe că e foarte importantă. Sunt 3 puncte importante, chiar mai contează cu cine joci. Da. Câteodată te bucuri să joci un meci de cupă cu o echipă mică să o câștigi, să câștigi și atunci, de multe ori, ce s-a întâmplat cu Craiova? Pe asta e. Și, chiar și, poate... și chiar și cu ei, 2-2 ăla cu Fece Argeș, da. Deci da. Pe Nov n-a fost deloc meciul ăsta simplu, o presiune fantastică. Și cred că asta a și fost descătușarea care au avut. Și ajungem la Craiova. Și ajungem, Marius, la situația actuală a lui Gâlcă. Da. Și asta, că, tu surprindeai un element important care diferențiază cele două cluburi. Da? Sunt mai multe. Și faptul că Petrescu... Cred că sunt, da. Da, Petrescu, lui Petrescu i s-au vândut cei mai buni jucători, să nu uităm. Lui Gâlcă au fost aduși destui jucători. Nu știu dacă tot ce a vrut el. Tot ce a vrut el, din ce știu eu. Sau, mă rog, ce a venit pentru că i-a vrut el. Da. E, ori aici vezi că Petrescu are în spate clubul, da. Și Gâlcă nu pare că mai are, nu, sigur aici nu mai are clubul în spate. Te-aș contrazice, n-aș fi și atât de sigur că nu are. Eu cred că are clubul în spate. Dacă la club te referi la patronat, dacă la da. Asta. Eu cred că acum nu-l mai are, e clar. Da. Dar cred că l-a avut în spate mai pregnant decât l-a avut Dan Petrescu vreodată. Eu cred că dorința asta de mai bine de 11 ani de a demonstra că te poți bate, că poți lua titlul, a făcut să vină și toată această ofertă pentru Gâlcă. Și clauza de jumătate de milion de euro și orice jucător și mai departe. Sigur că la un moment dat nu, pentru că această linie de clasament 1-4-4, care e foarte posibil să nu schimbe prima cifră nici duminică, adică să ai după 10 meciuri să ai o singură victorie, e foarte rea. Foarte rea pentru toată lumea. Unde cred eu, adică sunt două discuții acolo. E sigur că Gâlcă a greșit. El a greșit niște lucruri, altfel nu. A greșit. Pe de altă parte, discuția asta din ultimele zile, l-am rugat să joace cu titularii, l-am rugat, știu cât de important era meciul. Eu acum întreb, acei băieți care intră în teren sunt plătiți cei mai mulți de ani de zile, toți, de măcar luni de zile, la un nivel foarte ridicat, au o doză de încredere teribilă și din partea patronatului și a publicului. Ei aveau nevoie de antrenor ca să bată pe Metalul Buzău? Întreb și eu. Întreb și eu dacă acei băieți, la nivelul la care internațional majoritatea, prin țări mai mult sau mai puțin exotic, internațional de ai noștri, că eu pun aici și pe bancul și pe rând, care era un anturaj, nu neapărat cei care au intrat. E un vestiar comun. Eu am nevoie ca să câștig pe un stadion gol cu 14 spectatori un meci cu Metalul Buzău, știind că omul care mă plătește, că omul care e aproape disperat din toate reacțiile pe care le-a avut, vrea neapărat, știind că eu am dat-o de gard în campionat și am seria pe care am... Eu aveam nevoie acolo. Adică să-mi dezlușească ce antrenorul ăla la Metalul Buzău. Tactica extraordinară a metaliștilor buzoieni. Se pare că trebuia dezlușit ceva, pentru că, eu îți spun sincer, ce am văzut la Metalul Buzău... O echipă bună.
energie, din punct de vedere bună. Al energiei, al atitudinii, al felului da. În care stăteau la un moment dat între măi, făceau minutul 85-87, făceau pressing. Am văzut azi noapte Vic Barcelona, Liga 6 cu Atletico de Madrid, că mă știi că stă în stare de orice. Și am văzut acolo 7000 de locuri în tribună, știi cât era scorul în minutul 80? 0-0. Da. Dar nu s-a terminat 0-0. Nu. S-a bătut Atletico cu 2-0, adică pe un final au zis, bă, chiar nu se poate. Așa ce. Sigur că o echipă mică se mobilizează, dar tu erai într-un moment cu apa la gură. Da. Tu acolo trebuia, nu Gâlcă, nu dacă se discută, domnule, îl iubesc pe Gâlcă, nu-l iubesc. Domnule, nu contează, nu știu cine e. Sunt eu. Eu. Corect. Eu intru acolo cu metalul Buzău, că duminică îmi trebuie un antrenor mare care să oprească avalanșa asta a FCSB-ului, da? Mă, da, cum cu metal, ținând cont cu omul care îmi ține familia la cer, vacanțele, Maldivele, vilele, mașinile, mi le ține un om. Toate alea, când bag vorba unui coleg cartonul, plastic în perete. Când bag, mă, atunci nimic, deci am văzut ca și în ultimele meciuri, nimic, absolut nimic, nu, că nu e vorba. Craiova joacă cel mai slab joc din primele două ligi și nu m-am uitat și la a treia. Deci acolo nu e nimic, nu e o dorință, nu e absolut nimic. Orice echipă face ce vrea, îi dă gol după 40 de secunde ca Dinamo, după 3 minute ca Faru, după 5 îl dă și pe al doilea. Că e noroi, te bate Poliaș, că e teren bun, te bate toată lumea și așa mai are toată gama. Asta. Nu se poate tu să intervii și să spui, domne, aveam nevoie de... Nu e posibil. Ce se întâmplă acolo e foarte simplu. Gâlcă nu e ceea ce am crezut că e, dar, cum ziceau cei trei mușchetari, Dieu, dacă eu, Ivan, intru cu metalul Buzău la al 780-lea meci în care cineva are nevoie de mine să fac același cineva care m-a readus, care m-a... Și eu l-am văzut, n-a atins mingea. Scriau, eu nici nu eram atât de nervos și mai scriau băieții pe acolo, zice, 26 de minute are, n-a atins încă mingea. Mă, ce nevoie de antrenor ai acolo? Ok, lucrăm în presă noi, Marius, fotbalist de superclasă. Sunt momente care ai nevoie și eu aveam nevoie să-mi spună Ioan Ițoaia la un moment dat ceva. Am avut nevoie. Mă, dar dacă Ioan Ițoaia era și se întâmpla destul de des până America, până Africa, de Sud, pe undeva, bă, mă descurcam cât de cât, știi? Nu se poate să... Sigur, ai nevoie de un șef, un îndrumător, un ceva, te ajut. Bă, da, dacă trebuia să fac... Era o știre asta, nu era editorialul ăsta cum e ta. Mă, o știre, poți și tu, Mitrane, să scrii o știre de 4 rânduri? Dacă aveam și antrenor... Dacă era domnul Ovidiu aici. Dacă era domnul Ovidiu. Aș vrea să zic și o chestiune aici, vis-a-vis de Craiova. Sunt situații atât de complicate în sânul unei echipe și discutăm de jucători, antrenori, dar e nevoie și de un meme, cum are FCSB-ul. Eu nu știu ce are Craiova acolo. Eu știu direct domnul patron, Rotaru, care știm și bagă bani, felicitări, ori mai fi cineva fi pe lângă el, dar eu nu văd un om care, la ei, cum era Nea Sorin Cârțu, care parcă era o voce, cred, și mergea, vorbea cu antrenorul, simțea care ceva, un liant între antrenor și conducere. Nu știu, poate au și greșesc eu, dar știu că l-au pe Silviu Bogdan acolo. Silviu Bogdan îl cunosc foarte bine, sincer vă spun, și am înțeles că l-au și adus lângă echipă. Da, da. Dar cred că putere nu i-au prea dat. Cât fotbal cunoaște și plus de asta îl știu, vorbind de la copii și juniori, chiar cum discută vis-a-vis de un antrenor și cum să aibă o susținere și, bineînțeles, ajutorul la care l-ai nevoie. Vestiarul la Craiova nu e ușor pentru Gâlcă și pentru orice antrenor care vine din afara Oltenii, să zic așa. Bun, a fost altceva pentru un antrenor străin, să zic. Nici pentru Rădoi. Rădoi a venit cu o forță aia lui care a încercat să impună sub altă formă. Și totuși a fost susținut. Ții minte că l-a avut în spate pe Nea Sorin Cârțu, care l-a susținut numai vocea lui. Auzeam atunci. Până când n-au mai putut, că a fost acolo un stop între ei. Flash. Eu asta văd. Eu cred că ei... După momentul ăla când a plecat Nea Sorin sau cum a fost întrebarea lângă ei, nu m-a avut un om care sau poate au și nu e suficient de forță, pentru că antrenorul are nevoie de un alt cuvânt. Eu îl simt pe meme, că sunt și coleg și îl cunosc de atâta mare de vreme. Și cât vorbește și cât discută cu jucătorii și cât are rolul ăsta de
Bine, nu prea sunt mulți în fotbal românesc în general. Exact, exact. Aici e o lipsă evidentă. Meme e unic, asta e, nu are nimeni. Deci ce are FCSB în Meme nu are nimeni, la niciun club. Da. Meme, cât poate, cred că nu-i lăsat suficient. Asta e părerea mea. Și chiar și așa este extraordinar. Este extraordinar. Rolul. Dar asta mă gândesc că chiar îl cunosc pe Silviu Bogdan și știu că l-a adus. L-a adus Mihailo, a adus jucători acolo, are ochi și de scouter, are și de orice. Adică cred că ar putea face mai mult să-și aducă niște oameni potriviți acolo care că să nu mai avem ajute echipa. 30 de secunde, Marius, un ultim cuvânt. Eu cred că e un final bună observație, foarte bună observație. E un final de drum pentru Gâlcă la Craiova. Probabil că mâine, fiind sâmbătă, va rămâne și până la duminică la meciul cu FCSB. Din păcate nu pot să spun fraza, indiferent de rezultat, va pleca, pentru că eu cred că nu va fi un rezultat greu de anticipat. Păcat de el că e un antrenor bun, un antrenor de mare valoare, însă acolo, într-adevăr, e un tărâm special. Are dreptate Marius. Când va fi descifrat specificul acelui tărâm, atunci va veni și titlul. Mulțumesc mult, Marius Mitran, mulțumesc, Marius Baciu, vă mulțumesc, prieteni, rămâneți alături de noi, ne revedem mâine.